Salutare! Astăzi o să vă arăt cum să treceți de această așa zisă problemă a imprimantelor Epson, adică acel mesaj în care vă anunță că imprimanta a ajuns la capătul zilelor și ori o duceți la service, ori o duceți la gunoi. În practică, imprimanta nu are de fapt nimic. După cum eu am probat chestia asta pe imprimanta mea pe L800, imprimanta nu are absolut nimic. Doar că e o strategie de marketing, practic ei vor să te forțeze să te duci să le mai dai niște bani pe la service sau să-ți schimbe capetele sau eu știu ce mai fac ei pe acolo sau evident să cumpere altă imprimantă. Eu o să vă arăt cum să treceți de această eroare pe care sau nu știu, anunț pe care ți-l dă imprimanta, pentru că nu are nimic, repet, și e păcat să o aruncați. Haideți să-i dăm drum! Dacă data trecută v-am arătat cum să resetați counterele de cerneală cu acest VIC WIC reset, acum o să vă arăt un alt programel pe care îl puteți descărca de pe această pagină, pe guroforms.com. Ăsta este linkul. Este un mic softuleț, se numește Epson Resetter Tool, în paranteză Evora. Ăsta este un alt softuleț pe care puteți să-l folosiți să vă... Stai să pornească. Să vă resetați counterele de cerneală, cât și acest counter de servisare. Alegem imprimanta, eu am un L800. Dăm accept. Dăm select. Epson L800. OK. Da, portul, să-și aleagă el singur. Și aici o să bifăm Particular Adjustment Mode. OK. Și ce vrem noi să resetăm? Acest inkpad counter. Da? OK, wasting pe așa. OK. Hai să vedem, îi dăm un check. Zice că este la 10%, îi dăm o inițializare, ok. Oprim imprimanta. Am oprit. OK. Pornim imprimanta din nou. Îl lăsăm să-și facă de cap, să se inițializeze. Și acum o să mai verificăm încă o dată. Check. OK. Și după cum se vede, este ca nou. Finish. Închidem. Și cam asta a fost. Ne vedem data viitoare.